prima cursă charter va ajunge la Mihail Cogălnicianu pe 26 iunie și va aduce pe litoral românesc 220 de turiști israelieni. Va fi o cursă săptămânală, iar operatorul speră să atingă cifra de 3.000 de turiști până la sfârșitul sezonului. Pachetul cel mai căutat de turiști evrei include transportul, cazarea în regim all-inclusiv și intrările la unele obiective turistice din oraș. Pentru un sejur de 7 nopți, israelienii plătesc 900 de euro. Cel mai multe ori ei nu plătesc nimic ca să vină în România, pentru că plătește sindicatul. Turistul în final plătește foarte puțin, spre 150 de dolari, poate 200, și rămâne foarte mult disponibil să cheltuie. Și de aceasta putem face această socoteală că un turist israelian cheltuie undeva la 100 de euro pe zi pentru distracții, mâncare, cafenele și shopping. Înainte de pandemie, în România ajungeau undeva spre 300.000 de turiști israelieni în timpul unui an. Turiștii israelieni sunt oameni care nu se uită la bani. Pentru ei este important confortul și distracția, iar pentru asta sunt dispuși să bage mâna adânc în buzunar. Vor distracție și divertisment și pentru copii, astfel încât și adulții să se poată bucura la maxim de vacanță. They are coming here to see the beautiful nature. Romania is offering a lot of adventure, like hiking, like all kind of motorsports, horses. Avem o zi de delta, îi duc în delta, îi duc și la sinagoga din Tulcea, îi duc o zi la București. N-am un restaurant românesc bun și cu dansuri să duc turistul israelian. Nu am. Sunt însă și extrem de pretențioși, iar hotelierii sunt dispuși chiar să le dea bucătari personali care să gătească mâncarea lor tradițională. Kusher înseamnă animalul să fie sacrificat într-un anumit fel, cuțitul cu care taie brânza să nu taie carnea. Sunt anumite lucruri de care trebuie să ținem cont. Marea majoritate a ofertelor transmise către oaspeți au fost atât cu regim de masă, demi-pensiune, cât și all-inclusiv, însă cel preponderent ales a fost cel all-inclusiv, oaspeții având incluse toate cele mese principale. În plus, vor fi realizate și broșuri informative în ebraică. Potrivit ultimelor statistici, israelienii ocupă primul loc în clasamentul turiștilor străini care ne vizitează țara. Lansarea noii curse aeriene charter este o adevărată gură de oxigen pentru turismul de litoral, care de ani de zile duce o lipsă acută de turiști străini.